Meditația de astăzi este inspirată din Psalmul 1 și ne arată care este secretul succesului. Succesul nu este rezultatul unei socoteli matematice, ci este o senzație plăcută, o stare de fericire. Viața noastră este o cursă pentru dobândirea fericirii. Există o fericire de durată, compusă din mai multe fericiri mai mici sau mai scurte. Există fericire procurată de senzații plăcute, de mulțumire, de împăcare, de eliberare de pericol, boală sau de stâmpărarea unei nevoi urgente. Ni se bucură ochii, ni se bucură stomacul, mirosul, ni se bucură inima de vești bune, de o muzică bună, dar sufletul. Există oare o fericire a sufletului? Dumnezeu l-a creat pe om ca să fie fericit. Omul liber cugetător preferă să caute el însuși fericirea. O caută însă în locuri greșite, acolo unde nu poate fi găsită. Dar unde și cum poate fi găsită fericirea? De unde am putea obține informații? Eu vă propun să căutăm în Biblie. Psalmul 1 pune în contrast doi căutători ai fericirii, un om drept și un om păcătos, și ne lasă pe noi să le comparăm caracterul, să le vedem sfârșitul și apoi să ne comparăm noi înșine cu fiecare din cele două personaje, ca să vedem cum calitatea morală a unei persoane va determina unde și cum va căuta fericirea, respectiv ce fel de fericire va găsi. Psalmistul ne comunică înțelepciunea la care a ajuns el prin experiență și prin cunoașterea revelației lui Dumnezeu. El afirmă că e ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Cu alte cuvinte, fericirea este condiționată de cenzură. Dacă cer sfaturi de la o sursă alterată, nocivă, de la un om, o carte, un manual, o școală de gândire care nu cultivă o cunoaștere sănătoasă, pornită din respect față de căutător și față de adevărul obiectiv, nu ai cum să ajungi fericit. Celui rău nu-i pasă de trecut, nu-i pasă de propriile origini, nici de viitor, nici de consecințele alegerilor. Este nesincer, vicios și lipsit de respect față de autoritate. El batjocorește, ridiculizează orice respect pentru sfințenie și responsabilitate. Observăm dinamica păcatului. Dacă iei ca model pe cel rău, curând vei vorbi ironic, sarcastic și vulgar. Și nu peste mult timp vei găsi că e normal să faci rău. Știți, fiecare specie se multiplică după soiul ei. Dacă te expui, îți hrănești sufletul, mintea, cu idei triviale, dacă vei sorbi înțelepciune de la cei care îți spun că totul e relativ în lumea asta, nu există autoritate, nici sursă de drept, ci că tu ești important și meriți totul, așteaptă-te să ajungi un om de nimic. Ia întreabă un bancher dacă totul e relativ. Semnătura, creditul, respectiv termenele scadente de plată. O să te trezească la realitate spunându-ți că aceste lucruri n-au fost niciodată și nici nu vor fi relative. Dragul meu telespectator, nu sunt multe surse de bunătate în lume. Nu sunt mulți cei pe mâna cărora ți-ai putea da viața. Există adevăr. N-a pierit. Dumnezeu îți spune adevărul. El știe cum se termină istoria. Crede-l pe el, că știe care este adevărata fericire. Ești fericit dacă reziști presiunii reclamei majorității și nu te duci la cei răi după sfat. Nu găsești nimic cool la ei ca să te oprești, să-i admiri, să te delectezi batjocorind pe alții. Dimpotrivă, devii fericit dacă te delectezi în legea Domnului și meditezi zi și noapte la legea Lui. Viața noastră a fost
concepută de Dumnezeu, care ne-a lăsat instrucțiuni și directive pe care, dacă le urmăm, vom fi fericiți. Exact ca și un fabricant care, odată cu produsul livrat, oferă și un manual de instrucțiuni de utilizare. Dacă citești instrucțiunile și le respecti, unind voia ta cu voia fabricantului, te vei bucura de ceea ce ai. Vei fi fericit. Mai e ceva. Fericirea nu depinde doar de respectarea unor instrucțiuni impersonale. Noi nu suntem roboți care funcționează după un program, un soft, ci suntem persoane care gândesc, care simt, se îndoiesc, se miră. Noi căutăm iubire, vrem să știm că aparținem unei comunități, că suntem protejați și apreciați. Ei bine, tocmai datorită acestor specificități de persoane umane, suntem vulnerabili. Putem fi răniți, dezamăgiți, întristați. Avem nevoie permanentă de semne care să ne confirme că suntem iubiți, că putem apela la cineva după ajutor fără să fi semnat un contract de asigurare. Cu alte cuvinte, fericirea noastră depinde de racordarea noastră la o sursă permanentă de energie, care să ne susțină în momente de slăbiciune, să ne ghideze în necunoscut și să ne mențină creativitatea și sănătatea. Sursă de energie inepuizabilă? Acum, când e criză de energie, cum vine asta? Omul în relație personală cu Dumnezeul care l-a creat este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe un astfel de om duce la bun sfârșit. Iată ce îl face pe om predictibil și vrednic de încredere: apropierea de sursa de viață, de normalitate. Apa, sursa de energie, face diferența. Secetă și vânturi uscate se întâmplă să vină peste toți. Dar dacă rădăcinile tale sunt în contact cu apa, nu numai că reziști, nu numai că supraviețuiești frustrărilor, crizelor, dar mai și aduci roadă, fără sincope, fără rateuri. Tot ce începe duce la bun sfârșit, zice psalmistul. Această calitate este un efect al apropierii de apă. Ba ofer ca efect secundar și umbră trecătorilor. Iarăși, apa este o metaforă a unei realități spirituale. Așa cum plantele au fost create să depindă de apă, la fel și noi oamenii am fost creați să trăim în legătură ombilicală cu Dumnezeu. Nu independenți și nu autonomi. Întrebarea care trebuie să ne opunem fiecare, personal, este: cu cine, cu care din cele două personaje din acest psalm ne asemănăm? Ne plac știrile de la ora 5? Ne place bârfa? Tabloidele? Ce citim? Ce muzică ascultăm? Ce urmărim la televizor? Ce ne place? Când ne alegem preferințele, ar fi bine să vedem, ca la șah, mutările următoare. Să prevedem consecințele. Dacă am văzut care este secretul succesului, al fericirii celui ce caută sfat și delectare la Dumnezeu, haideți să vedem prognoza de fericire a celui necugetat, a celui purtat de valurile reclamelor. Zice cuvântul: nu tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Despre cei răi se spune că sunt ca pleava. Ușori, instabili, neintegrați social, purtați mereu de vânturi în toate direcțiile, adică manipulați de cine țipă mai tare, de cine oferă ceva de băut, de cine te scarpină în creștet. Depărtarea de apă nu aduce fericire statornică, ci una efemeră. Nesocotirea consecințelor, ascultarea de sfatul celui rău, carpe diem, trăiește clipa, prezentă, aduce în final rușine și condamnare.
vine o zi a judecății. O zi în care motivația și alegerile pe care le-ai făcut în viață vor fi supuse evaluării, judecății lui Dumnezeu. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. De ce să trăiești ca să pieri? De ce să nu fii fericit și acum și în ziua judecății? Una din caracteristicile maturității este instinctul de orientare spre cel ce-ți vrea binele. Pe cine îl crezi? Pe cine vrei să urmezi? Rugăciunea mea în încheiere este să dobândești un discernământ sănătos ca să identifici corect sursele de fericire adevărată.